Pregătirile pentru masa de Paște au început deja. Făgărășenii au ieșit la cumpărături încă de acum pentru a evita aglomerația din zilele premărgătoare Paștelui. Numai că cei care au vrut să cumpere carne de miel au observat cu stupoare că aceasta lipsește din piața agroalimentară. Până acum, niciun crescător de oi nu și-a anunțat prezența în piață cu miei la vânzare. Dacă în marile orașe crescătorii de oi au ieșit cu miei la vânzare de mai bine de o săptămână, în Făgăraș nici urmă de miel. Mai mult decât atât, la circumscripția sanitar-veterinară, niciun cioban nu și-a manifestat intenția de a veni cu miei la vânzare. În aceste condiții, nici abatorul de pe strada Livezii nu a fost autorizat în acest an. Așa că cei care vor să vândă miei în piață vor fi nevoiți să meargă la una din cele două abatoare autorizate din Ucea sau din Șercaia. În tot acest timp, în piață s-a pregătit locul de vânzare a cărnii de miel. Deja au apărut și primii clienți care au fost nevoiți să plece acasă și să mai revină și în zilele următoare. Poate vor avea mai mult succes. Încă nu, că n-a apărut mielul. Când apare mielul, mâine, zice, nu vrea să spună ce preț are. Secret, a zis că secret. De mâine? De mâine o să apară. Să vedem cum ne ajută punga. Cât cumpărați? Păi eu aș lua un miel întreg, pentru că am doi copii care mă ajută cu finanțele. Că altfel nu se poate. Chiar dacă nu au găsit miel, făgărășenii s-au înghesuit la tarabele cu verdețuri. Vor să se asigure că vor avea pe masa de Paște tot ce le trebuie, desigur, în măsura posibilităților. Niște vine de ardei, ciuperci, miel? Salată. Miel încă nu, mai după câteva zile. De acum cumpăr miel, nu mâncăm, așa că nu. Roșii, castraveți, da, sigur. Câți bani aveți de ce nu? Cât e necesar. Am luat, știi, ceapătele mea. Miel, o să cumpărați? Nu. Nu, că n-am pensia așa mare și merge școadele. Ce, cu ce le înlocuiți? Da, cu pulpi de pui, cu de toate. Cei care vor vrea să cumpere mielul viu pe strada Libertății va fi amenajat târgul și în acest an.